Reprezentanții prefecturii au organizat o nouă ședință de Colegiul Prefectural înainte de sărbătorile pascale. Medicii sanitari veterinari au prezentat ce măsuri au fost luate pentru populație și ce obligații au târgurile unde se vor sacrifica mii în această perioadă. Comisarii de mediu au adus în atenția prefectului activitățile efectuate în această perioadă pentru identificarea persoanelor care aruncă deșeuri în zonele nepermise. Iar reprezentanții Casei Județene de Pensii Mehedinți au discutat despre distribuirea biletelor de tratament. O să vă prezint pe scurt cele trei teme. Criteriile de acordare și modul de rezolvare a cererilor de alocare a biletelor de tratament prezintă Casa Județeană de Pensii Mehedinți, reprezentantul acestei instituții. O nouă ședință a Colegiului Prefectural a avut loc în luna aprilie. Trei instituții și-au prezentat activitatea din această perioadă încărcată. Astfel, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au început verificările în târgurile unde se vor sacrifica animalele și au întocmit un parteneriat cu polițiștii pentru a depista în trafic persoanele care transportă miei fără autorizație. La sediul Direcției Sanitar-Veterinare am primit două solicitări de autorizare temporară pentru centrele de tăiere miei și iezi, fiind vorba despre solicitarea primăriei Drumeta Turnu Severin pentru târgul comercial veteran și primăria Șimian pentru târgul Cernet. În urma evaluării de rigoare au fost emise autorizația provizorie atât pentru cele două locații. Programul de funcționare la târgul comercial veteran este 10-15 a 4-2023, în timp ce la Târgul Cerneț este 11-15 a 4-2023. Controlele au fost intensificate și de comisarii gărzii de mediu, mai ales în contextul în care, primăvara, oamenii încep curățenia generală, iar de cele mai multe ori deșeurile sunt aruncate în locuri nepermise. Acțiuni pentru verificarea legalității activităților de transport ilegal cu deșeuri provenite din construcții, deșeuri feroase și neferoase, haine uzate, anvelope și pentru identificarea amplasamentelor unde se desfășoară activități ilegale de dezmembrare vehicule scoase din uz, incendieri de deșeuri. Acțiunile au vizat protejarea calității sănătății umane, a factorilor de mediu, precum și combaterea factorilor legale de recolectare, transport și eliminarea deșeurilor în spații neautorizate, inclusiv modul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile economice și asigurarea unor condiții de piață corecte prin eliminarea acestor activități ilegale. Totodată, reprezentanții Casei Județene de Pensii au reamintit criteriile în baza cărora sunt acordate biletele de tratament pentru stațiunile balneoclimaterice.